Serviciul public Piețe și Oboare din subordinea Primăriei Municipiului Călăraș va avea închisă activitatea în prima și a doua zi de paște, respectiv pe 28 și 29 aprilie. În restul zilelor, inclusiv de 1 mai, cele trei piețe, Piața Big, Cuzavodă și Piața Centrală, vor avea program obișnuit de luni până vineri, între orele 6.20, sâmbătă, între 6. .20. 16, duminică între 6 și 14. Zilele acestea, prețurile practicate în piețele din municipiul Călăraș la produsele de sezon arată astfel. Ouă între 0,45 și 0,5 lei per bucată, ceapă verde, un leu legătura, ridichi, 1,5 lei legătura, salată, 1,5 lei bucata, usturoi verde, 1,5 lei legătura, verdeață între 0,5 și 1 leu legătura, carne de miel în carcasă, 26 de lei Kilogramul. De precizat ar fi și faptul că potrivit legislației comercializarea carcaselor de miel se realizează doar în magazinele de specialitate fiind interzisă în alte locuri.